O să fie o problemă retragerea lui Săpunaru, că nu mai pot. La un dat o să se retragă Săpunaru, că nu-i Dumnezeu să joace până la 80 de ani. Atunci va fi cu adevărat o problemă și de lider. Da? Mai joacă un an mai joacă, după aia are 40, nu o să mai joace. Nu, are 40. Are 40 și mai joacă un an. Adică va fi o problemă reală asta, că nu pierzi doar un fundașean, și liderul ți-l pierzi din teren. Păi acum depinde că... Adică tu vezi un lider în locul lui Săpunaru acum la Rapid? În locul lui Săpunaru. Poate să vină unul. Nu, acum. Dar la de calibrul lui nu. E, asta e diferența. Poate să mai iasă, nu că mai sunt. Mai sunt care chiar sunt jucători, fără să dau nume, care nu joacă și sunt. Adică sunt acolo și stec băieții echilibrați și știu să conduc un vestiar. Și chiar dacă nu din poziția de titular. Nu. Dar de nivelul lui Săpunaru nu are nicio echipă în România de nivelul lui. Adică nici FCSB-ul, nici ce... Hai, uite, poate un Craiova poate să vină cu un Bancu sau cu Mitriță de necalibru ăsta, știi, pe nu, viitor. Și a venit FCSB-ul cu Chiricheș, se vede Chiricheș că s-a da, întors. Da, FCSB-ul are, bravo, încă nu mi-a venit, se vede că s-a întors și ăsta Chiricheș. Nu, se vede la greu. Adi, cum ți s-a părut întoarcerea? Nu, dar nu la început. Acum ți se pare. Da, asta vreau să spun. Cum ți se pare acum întoarcerea? Bine, dar n-ai cum să nu spui de un jucător care... Nu ți se pare că s-a schimbat totul la FCSB de când s-a întors Chiricheș? Îi gestionează bine. Și gestionează din experiență și știe. Și e un fotbalist care a trecut pe multe bătălii și nu numai în Serie A, dar și la echipa națională, meciuri grele și a avut a face și cu fotbaliști de anumit calibru. Dar eu să atent la nuanțe. De ce ai zis că nu înainte acum? Pentru că înainte nu s-a simțit. Ori... Nu s-a simțit liderul, nu Chiricheș? Nu, eu cred că a avut probleme de fizice. Adaptare, nu, de adaptare, că el se simte ca acasă la FCSB și probabil a venit mai mult cu sufletul decât din alte puncte de vedere, dar având probleme fizice, fiind el în top, la fizic mă refer, nici nu cred că s-a implicat prea mult în ceea ce înseamnă, era mult mai focusat pe el să-și revină. Acum mi se pare că e liderul de care are nevoie, adică el nu trebuie să iasă în evidență decât prin evoluții solide și gestionarea asta mai tineri și atât. E de euro? În lot? Nu de titular. E de luat în lot? Acum, eu nu știu ce relație are cu Edi Ordănescu și cu asta, dar întotdeauna ajută experiența unor jucători ca Săpunaru, ca Chiricheș, ca asta. Ajută nu, Chiricheș te întreb. Adică e de luat în lot? Ajută. Adică tu l-ai luat? Nu e vorba de l-aș lua. Depinde ce relație am cu el. Eu că-l cunosc și am trei fundași centrale valizi, pot să-l iau și pe el al patrulea. De ce? Pentru că dacă am nevoie știu că joacă. Pentru experiență, pentru know-how. Adică l-ai valid și ca joc. Da. Știi? Bă, cât o să ai nevoie de el? Dacă ai nevoie de al patrulea, deja e o problemă. Și ai trei jocuri, hai să spunem maxim patru. În cel mai fericit caz. Corect? Și atunci l-ai luat pentru că, băi, gestionează-mi puțin sau ajută-mă puțin să gestionez.